23 august 1939 s-a încheiat între Germania hitleristă și URSS pactul Ribbentrop-Molotov, o înțelegere care avea un act adițional în baza căruia Uniunea Sovietică a răpit de la România în 26-28 iunie 1940 Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței. La 30 august 1940, prin dictatul de la Viena, statul român pierdea în favoarea Ungariei Hortiste partea de nord-vest a Transilvaniei. La războiul declanșat în vara lui 1941 de Germania hitleristă împotriva Uniunii Sovietice, a participat și statul român, condus de generalul Ion Antonescu, dar și Ungaria Hortistă. Românii ardeleeni din zona ocupată au fost înrolați în armata hortistă, iar cei din partea neocupată a Transilvaniei au fost încorporați în armata română. Nu fu benevol, domnule, nici una. Nici alianța lui Antonescu cu nemții, nici asta cu Ungaria, că a fost forțat. Cheamă tătă garnizioana, tătă regimentă, pe platou de instrucție. Acolo vine generalul de la divizie și spune că s-a început războiul. A nu știu te cu prutul și nu știu ce și pe acolo că joc. Noi nu plecăm deocamdată, dacă a fi nevoie, o pleca și noi și ce știu eu. O mărt mulți, în special intelectuali, notari, învățători, de bagheștii, în sat, toți s-au plecat acolo. Dumneavoastră n-ați vrut, adică nu v-ați propus așa ceva? Domnule, mi-am propus. Eram unicul copil la părinți. Și le-am spus că ia ce vreau. Au început a plânge, au urlat că vai de mine, dar dacă nu vin românii, altul nu ai după ce mai vine la noi în Ardeal. S-a fost început războiul. Nu mai era voie să fie becuri. Nimic. Nici la oameni că au fost ordică și în fund de jamurile. Și nu se vadă lumină. Și atunci noi, dacă vedem că omul s-a uitat, bateam la ușă la el și atunci îl putem și amenda. De ce nu înfunda jamul? Așa că nu mai era nimic, numai tot întuneric. Și apoi facem patrulare pe acolo, de la o vreme, vine doi ofițeri în grad de capitani, amândoi. Dacă vine noi, am gândit că e control, ce știu eu, de ce știi. Era, bate focul lor dacă ei au fost unguri. Dar s-au îmbrăcat în haine românești și au venit și facă și culeagă de aici am secretul. Și apoi avut acolo niște femei la care trăjeau. No, până la urma urmei am dat noi de veste și am mărt de i-am prins. Când ați fost încorporat? În 4 octombrie 43. Cine v-a fost comandant? Unde v-ați dus și unde ați început să faceți stagiu militar? Domnule, nu știu cum dictat, cum au luat, că au avut când așa cum au luat Ardealul, au luat și din Cioslovacia. Cât, nu știu, dar era în teritoriul Loșonț, Șorgătorion, de la Șorgătorion încolo era Loșonțul. Am primit ordine de chemare și acolo ne-am prezentat, dar băgăți că nu am știut, noi am mers, Ardelea ne-a mers până în Budapesta. A fost și ordin acele unități care nu au fost pe front și dă-i drumul la soldați acasă și lucre pământul. Știi? Și apoi atunci nu te ține acolo. S-au gătat 20 de zile, s-au dat o lună. Ca și să lucre pământul. Și apoi, tot așa, până când,
să termină că merg și noi pe front. În ce an ați plecat? În 42, în 15 ianuarie am plecat pe front și am îmbarcat în Turda și am dezbarcat în Odessa. M-au rănit și pe mine. Dacă m-au rănit, odată m-a dus acolo și m-au pasat nemții. La ei am ajuns. De pe linia întâi, la ei. Că dacă oricum fugeai de pe linia întâi, te împușca nemții. Dacă nu erai rănit și că vrei și fugi, te împușca. N-aveai voie. Și fără numai rănit. Și apoi eu când mă apropii de neamț, eu rănit. Și apoi eram aici și odată m-a cotat și apoi de dură drumul. No? A, era, încă nu era ziua, era noapte. Și apoi spune, no? Și mă duc în satul ăsta până în capăt. Și apoi atunci zice, este o ridicătură și treceți aici, acolo, nu știu. Dar apoi ne-am întâlnit mai mult, ne-am dus. Când am ajuns în capătul satului, era ridicătura aceea și s-a făcut ziua. Tot tras rușii de pe noi cu artilerie grea. Dar noroc am avut că niciun proiectil nu a explodat. Nu m-au venit zupcole, dar nu s-au desfășurat. Și apoi am scăpat, dar am ajuns, apoi și-a trecut acolo. Dar pe acolo atâta lume, vai Doamne, răniți, ferească Dumnezeu! Mergând în Rusia, de acolo, în fiecare stație și în fiecare dimineață, opre trenul și ne număra. Cu sentinelele pe scări și ne număra. Unul din coa și unul din colo. Dar eu și o prostie încă n-am mai văzut. Că când era câte la un loc, se greșea. Zicea ăsta către celălalt, șorte, dracu, că trebuie scolcă, la tine cât ești? Nu știu, trebuia cât ești? Se întreba unul pe altul că până la cât o numărat. Și pe care era, avea, nu era noroc, că era somn acolo spre el să opri cu numărătoarea, apoi Zădec, parcă acela era de gine, îl bătea acolo, că, care se merea acolo. Ia să se bătea cu așa, până în Rusia și am mai tras 4 ani de zile. Unde ați ajuns în Rusia, domnul Coțofa? La Uman. La 23 august 1944, România a întors armele împotriva Germaniei hitleriste și în București au intrat trupele sovietice. La 12 septembrie 1944, URSS a încheiat cu statul român o convenție de armistițiu, dar mulți soldați români au muncit în lagărele de muncă din URSS în anii următori. Nu i-au lăsat tare mult într-un lagăr ca să ne să nu prinde, știi, legătura și să ne ăsta, să ne ceala. Ne-au temut așa, până am ajuns într-un atelier de reparații mașini, s-a petrecut ani de-a rândul, am fost pe la cărierie de piatră, am fost pe la demolări, cum era bombardat și fel de treburi de astea. Am ajuns într-o fabrică de mașini cu zilurile și cu astea, cum le repara. Și acolo mai vine câte unul, că se dă în cruce gardanică, când le face mecanicul, că ăsta era bună, ce nu era bună, le băga într-un dulap, noi le furam. Și mai făceai câte 1000 de ciubuc, ne mai da câte o rublă, dau care venea de pe mașini acolo. Și apoi eu m-am păzit cum eu rama cei acolo la mașină înapoi, trebuie să punem un cârlig așa și unul în față și să-i dăm drumul, să împingem, că după ce am luat cabină de pe el și roțile și chestiile astea, trebuie împins într-o parte. Când eu am fost pus cam așa greșit cârligul, când am dat să împingă, s-a îndreptat și mi-a prins de aici și acolo. Și apoi mă sunt în sanatur acolo și apoi m-au tratat, că m-au tratat și apoi venit, apoi când a fost odată, la un timp, după am mutat aproape de venire, că de acolo am venit acasă, m-au dus în chef și de acolo am venit acasă. Să faci colectiv. Atunci
Vine pe acolo, apoi, de pe la Oraghe, de pe la Salota. Și ne lăbărească și ne băgăm în colectiv. Dar s-o băgat care fă mai sărat, dar n-avea pământ. Nu-i putea primi colectiv. Ce-or făcut? Atunci au ridicat pe 7 familii de la noi care au fost cele mai bogați. Și atunci au rămas și pământ și osag. Pe el le-a dus la Constanța. Acolo 5 ani. Și apoi, da? Atunci ne băgă și noi colectiv. Am venit până în Făușani și acolo ne-au dat câte 100 de lei de 4 ani de zile. Să avem numai de cheltuială pe drum. Și apoi mâna asta era umflată, cum s-a spus, și am venit până în Făușani, m-am dus acolo, încă mai era încă un neamț acolo, încă la sănătură acela, că mai era nici medicamente către mine. Cosa de ce asta de mine? Și am venit până în Baia Mare, am venit până în Cluj. În Cluj ne-am dat jos, că eram vreo 4-5 de pașini până în prijinima asta. Ne-am dus și ne-am luat câte un kilom de pâine. Înțelegi? Și nu știu câte salama asta, nu mai știu. Dom'le, ne-am pus să mâncăm, am zis, băi, nu-i bine că noi ieșim aici și mâncăm și trenul a plecat și noi rămânem aici. Hai, mergem în vagoane. Ne-am dus în vagoane și am mâncat câte un kilom de pâine odată, câte unul. Măi, de că mâncat și o merg acasă, nu ne mai ajunge cu nimic în viață. Am venit cu trenul și am ajuns în Baia Mare noapte, că am cam pe la una, acolo lume multe și așa. Și era una ciopofoasă pe aici, pe Berința, venit de la Cărăi, cum fă refugiat, duși de aici, pe satele astea, după Sugutie, fă duși la pământ, acolo la Cărăi. Și am venit aici, la Neamuri, aici așa. Mi-a povestit și că cum e pe acolo și așa. Și apoi de acolo am întâmpinat-o, că am venit până în Baia Mare. În Baia Mare ne-am dat, că în Baia Mare a fost asta. Am ieșit din baie și să mergem în centru, mers în centru vechi, vine unul la noi și zice, măi, de unde vine? De Lacra și la Mara. Spuneți, măi, de unde vine? Că și am venit de 2 săptămâni. Mă vede cu mâna, zice, hai cu mine la spital. Mă duce la spital, pe când se strânge tot personalul, halate albe, tot acolo pângă noi și ne întreba că cum așa, că eu dădem din gros, că e așa și așa și așa. Dar unul de acolo face, ce fac? Intrarea României în zona de influență sovietică după cel de-al doilea război mondial a favorizat instaurarea unui regim comunist în țara noastră, caracterizat printr-un întreg cortegiu de suferințe și nedreptăți. Preotul Nicolae Bordașiu este un martor al acelei epoci. Voi spune câteva cuvinte despre episcopul Nicolae Popovici, cel de la care am învățat mai bine ce înseamnă să crezi și cum să trăiești creștinești, fiindcă datorită îndemnului lui am făcut și teologia și l-am iubit ca pe propriul meu tată. Fiindcă ori de câte ori venea la București, trecea și pe la mine la căminul studențesc. Ba mai mult, ne-a ajutat pe mai mulți tineri bihoreni și care făceau teologie și care nu făceau, ne-au îndrumat în viață și l-am cunoscut și din felul lui de a fi, din dragostea lui, și față de Dumnezeu și de biserică. Când venea la București, întrebându-mă despre activitățile mele, i-am vorbit despre rugul aprins. Și a venit cu mine la rugul aprins și am primit binecuvântarea Preasfințitului ca să particip la rugul aprins. În rugul aprins am cunoscut puternice personalități religioase. Înainte de toate, a spune părintele Benedict Ghiuș, care
ne era asistent la Catedra de Mistică. A fost întâi asistentul lui Nichifor Crain, apoi a profesorului Ion Ghesavin și mai la urmă a părintelui Steniloae. Părintele Benedict a fost un suflet cald, cu o voce duioasă, blândă, de adevărat părinte. Aveam o seamă de colegi dornici ei de o viață spirituală, dar și de a apăra biserica și țara de invazia comunistă. Am ajuns ca să facem o asociație a tineretului ortodox studențesc, a cărui scop ar fi fost să luptăm împotriva înscrierii tinerilor în UTC, Uniunea Tineretului Comunist, sau UTC, UTSA, Tineretul Socialist. Și cum nu puteam face nimic fără binecuvântare, în tot ceea ce lucrasem și concepusem, aveam alături de mine pe cel care a fost părintele Roman Braga, care a murit acum vreo două luni, pe Gheorghe Domășneanu, care a fost mai târziu medic veterinar, pe Traian Balea, care a fost și el medic veterinar și a trăit la Paris până tot acum vreo două luni a murit și el, pe Nae Nicolau, care a fost medic uman și care a trăit la București, și mulți alții, dar cum nu vrem să facem nimic fără asistență și binecuvântare religioasă, ne-am adresat părintelui Benedict Ghiuș, care s-a bucurat atât de mult când i-am vorbit despre Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, care inițiale formau cuvântul ATOS, încât toată lucrarea aducea minte de viață spirituală. Și în felul acesta, cu toți acești tineri, ne-am apropiat de rugul aprins și mergeam în fiecare duminică. Ba, după ce ne-am cunoscut mai bine cu ceilalți de la rugul aprins, cel care era atunci civil, Mirean, domnul Sandu Tudor, ne-a îndrăgit și el, ne-a apropiat așa de mult, încât toți acești tineri am făcut un grup aparte din rugul aprins, grupul de tineret. Ceilalți, Ion Marin Sadoveanu, Alexandru Mironescu, generalul Tetra, toți aceștia, mulți care erau grupul seniorilor, iar noi eram grupul tineretului juniori. În felul acesta am fost foarte aproape de viața rugului aprins. Și mai mult decât atât, eram coleg de an la Facultatea de Teologie cu părintele Felix Dubneac, care era călugăr. Cu un an mai mare ca mine era părintele Sofian Boghiu și apoi în an cu el era părintele Nicolae Cordeanu, care a ajuns mitropolitul Timișoarei, și cu un an mai mic ca mine, cu doi, a fost Leonida Plămădeală, care a ajuns mai târziu mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului. Toți aceștia ne-am făcut, să zic așa, ucenicia. Ne-am trăit începutul vieții spirituale lângă rugul aprins. Ne-am adăpat la cuvintele acestor oameni în vârstă
care trăiau o experiență religioasă aparte și care ne împărtășeau și nouă. Și aici, la Rugul Aprins, noi, acești tineri, ne-am împărtășit de binecuvântarea părintelui Ioan cel Străin, de Ivan Culeghin, călugărul rus care a ajuns la Cernica și unde, zic eu, că datorită părintelui Roman Bragă și mie, a ajuns la Antim, la Rugul Aprins. Fiindcă părintele Roman Bragă, pe atunci studentul Roman Bragă, era originar basarabean și a făcut primii ani de seminar la Chișinău. Deci știa și din limba rusă câte ceva și mai ales melodiile bisericești. Și când s-a refugiat și el din Basarabia, a urmat mai departe seminarul monahal de la Cernica. Familia lui era o familie foarte credincioasă. După ce tatălui a murit, mama și una dintre surori, care era licențiată în biologie, s-au călugărit la Văratic. Alți doi frați erau călugări la Căldărușani. El era la Cernica. Și când s-a desființat seminarul monahal de la Cernica în 1941, mi se pare, el și-a continuat studiile la seminarul central. Și ca student, eu n-am făcut seminar, am făcut liceu în Ardeal. Nu cunoșteam regulile și viața monahală. De aceea eram dornic să cunosc aspecte din viața călugărească. Ori el, care a trăit aspecte de viață călugărească de mic copil și avea atâția membri ai familiei, era foarte legat de mănăstire. De aceea și cu amintirea și cu prieteniile care le avea în mănăstirea Cernica, aproape că tot la 2-3 săptămâni călătoream la Cernica. Astăzi e foarte simplu, că e autobuzul, te duce în poarta mănăstirii. Dar atunci mergeam cu tramvaiul 14 până la început, la sfârșitul șoselei Pantelimon, de acolo 12 km pe jos, pe drum neasfaltat, numai din pietroaie. Dar totuși mergeam. Într-o astfel de zi, când eram acolo, am auzit într-una din cele trei biserici ale mănăstirii, în Biserica Sfântul Lazar, am auzit cântare pe o melodie aparte, neobișnuită nouă. Roman Bragă, care a recunoscut imediat că e slavonă, m-a oprit și am stat cu atenție și se vorbea în limba rusă. Și atunci am intrat și noi în biserică și am stat la slujbă. Era la slujbă un preot, într-o parte stătea mitropolitul Nicolae de Rostov și încă trei călugări și două călugărițe. Și așa am participat și noi la Sfânta Liturghie cât am mai fost și Roman, cu faptul că era basarabean și cunoștea melodiile bisericii, s-a integrat în corul care îl formau și în felul acesta s-a creat imediat o punte de legătură între el și călugării ceilalți și după sfârșitul liturghiei a venit unul mai slăbuț la noi și ne-a întrebat, fiindcă a văzut că se știe cânta, nu știa că suntem studenți sau ce,
Dar ne-a pus întrebări și Roma ne-a spus că suntem studenți și atunci, cu ajutorul unui alt călugăr care știa și românește mai bine decât roman rusește, ne-am înțeles și a înțeles și el și își punea întrebarea despre viața spirituală din mănăstirile din România. Și atunci Roman Braga i-a vorbit despre mănăstirea Antim și de rugul aprins. Și așa, a doua zi ne-am dus la Părintele Benedict și i-am spus despre călugărul de acolo și atunci, nu știu la câte vreme, Părintele Benedict și cu Sandu Tudor s-au dus și l-au întâlnit pe Ivan Culighin, care după aceasta a devenit mentorul rugului aprins de la mănăstirea Antim. Eu am fost fugar 7 ani. Eram condamnat în lipsă de regimul comunist, fiindcă mi-am manifestat credința mea în Dumnezeu și am cerut oamenilor la săptămâna patimilor din 1948 să nu participe la mitinguri și la ospețe, fiindcă e săptămână de doliu pentru noi creștini. E, asta a fost una dintre vinovățiile mari. Dar vinovăția cea mai mare pe care am avut-o și care mi-au imputat-o e cum am avut curajul să înfrunt o securitate atât de perfect organizată și să fac în așa fel, să induc în eroare atâta lume ca să nu poată niciunul să aibă curajul să mă denunțe. Fiindcă am fost aproape tot timpul în case de țăran. Și țăranii au întotdeauna acest bun simț, care știu ce înseamnă să apreciezi vinovăție sau nevinovăție, să apreciezi credință și necredință. Eu am stat într-un sat care pentru mine e un sat erou. Aproape 5 ani în întregime am stat în satul Husaseu de Criș, unde nimeni nu m-a trădat. Ziceam eu că nu mă știu decât câteva familii înrudite cu mine, dar după ce am fost arestat, s-a arătat aproape jumătate satul știa de mine. Și nimeni nu m-a denunțat. Și aceasta era durerea cea mare a anchetatorilor mei. Cum de oamenii aceștia, după atâția ani de regim comunist, n-au fost în stare să denunțe un nu știu cum zicea, un proscris, ticălos, bandit, acest. N-au fost în stare să denunțe un bandit. Cum să denunțe când ei înșiși fiecare purta în inima și în sufletul lor dragostea de pământul în care s-au născut și pe care îl munceau fără să aibă beneficiile lor, că toate erau exploatate. Cum să trădeze pe cineva care purta sângele lor și vorbea aceeași limbă românească ca ei? Și ca cei din satul acesta au fost atât de mulți și eu auzeam cei la care găzduiam, aflam informațiile. Ba mai mult, ajunsese la un moment dat încât un plutonier de miliție de atunci a organizat el însuși o grupare paramilitară anticomunistă, pe nume Lupul chema, plutonier de jandarmi, și care prin aflat despre existența mea, dar nu mi-a trădat nici când a fost arestat, mi-a propus să intru în organizație cu el. Însă eu, teolog fiind, nu puteam fi militant de a lupta cu arma în mână și nu m-am dus alături de el. Dar știind despre mine, nu m-a trădat nici acesta și nici alții.
pentru că au fost sate unde, din dragostea lor față de pământ și mai ales față de munca lor, n-au vrut să-și dea cotele, au vorbit împotriva măsurilor acestora represive. Și au fost sate, cum a fost Ucuriș, cum a fost Girișul de Criș, cum a fost Alești, unde s-au revoltat și unde au fost împușcați, fără nicio judecată. Un fapt care arată cât de puternică era înscrisă în firea omului, a țăranului român, această dragoste de om, dragoste de credință și respect față de cei care sunt în luptă. Eu stăteam ascuns într-o casă țărănească scundă, cu două camere, cu niște gemulețe mici, și în care nu intra soarele, că erau gemulețele mici. Și de aceea, într-o primăvară, crezând eu că nu mă vede nimeni, am deschis ochiulețele mici de sus de la fereastră și mi-am scos mâinile, care se decoloraseră în timpul iernii și a faptului că nu m-am întâlnit cu raza de soare. Mi-am scos mâinile și le învârteam cu bucurie sufletească a mea personală. Ziceam că nu mă vede nimeni și aș fi vrut să iau tot soarele cu mine în casă. Și după o vreme, stăpânul casei, care era frate cu tatăl meu, l-am văzut puțin abătut și mi-a spus: ce, ai făcut niște gesturi care te-au trădat. Ți-au trădat prezența și nu știu ce se va întâmpla. Și eu m-am cutremurat. Ce mi se va întâmpla? Ce anume? Și mi-a spus că atunci când eu mă învârteam mâinile la soare, vecinul care era în podul grajdului și-a ridicat pentru aeresire o țiglă, a văzut exact mâinile mele și a rămas surprins. Și cum eu n-am făcut numai într-o zi lucrul acesta, l-am repetat și poate ziua a doua, a treia. Și atunci i-a spus unchiului meu: uite ce am văzut. Dar să știi că, supărat pe tine că nu mi-ai spus să fiu și eu apărătorul lui ca și tine, nu era nicio rudă cu mine. Era un simplu țăran pe nume Gheorghe Drugaș, care l-a avertizat pe unchiul meu și să știe că de aici încolo și el mă păzește. Ca să vedeți cum conștiința morală a țăranului simplu a căutat să mă asigure pe mine, să mă pot plimba, că ieșeam noaptea să mă plimb, și că el e între cei care de aici încolo va fi apărătorul meu. Și nu numai el, și soția lui și copiii, că toți știau de lucrul acesta. Acesta era țăranul român în general, care își iubea pământul și limba și credința. A vorbit despre închisoare și pe scurt e foarte greu, fiindcă închisoarea, din punctul de vedere juridic, este un penitenciar, un loc de penitență. Dar pentru noi care eram nevinovați, din punctul nostru de vedere și al vieții sociale, fiindcă oricine e liber să-și manifeste credința și opinia, eram absolut nevinovați. Dar închisoarea pentru noi n-a fost un loc de penitență. A fost o școală. O școală de răbdare, o școală de verificare a credinței, o școală de înălțare sufletească. Fiindcă dacă a intrat cineva necredincios, de acolo n-a putut ieși decât ori credincios, ori mort.
Eu nu cred că a fost cineva care să devină necredincios în închisoare. Oricât ar fi fost de însuferință, fiindcă se întrebau mulți, de ce ne lasă Dumnezeu atâta suferință, fiindcă a fost suferință grea? De ce ne lasă Dumnezeu să trecem prin atâtea chinuri, fiindcă au fost chinuiți unii până când au ajuns, deși au luat zilele, care este împotriva moralei? De ce atâtea de ce? Ori omul credincios spune ca dreptul eu, ne-a pus Dumnezeu la încercare. Mi s-a verificat credința. Nu vreau să mă mândresc, îți spun cu toată modestia și cu recunoștința pe care o am față de bunul Dumnezeu. Am ajuns acum să trec în al 92-lea an. Deci am intrat în ultimul deceniu al secolului. Și mi-a dat și bucuria de a fi slujitor la o biserică, unde a fost un părinte Galeriu, un părinte Bidoianu, care au fost niște eminențe ale slujirii preoțești. Mi-a dat Dumnezeu bucuria ca o vreme să fiu și formator de suflete. Am fost profesor de seminar o bucată de vreme și am căutat să-mi dau toată silința ca să-i formez pe copii, pe tineri care devineau preoți, împărtășindu-le din aceste experiențe triste și grele pe care le-am avut. Și voi arăta două volume pe care le-ați văzut pe aici, în care acum, la 92 de ani, îmi culeg oarecum cu satisfacție roadele activității mele. Pentru că nu mă mândresc cu aceasta, că n-am făcut decât o ascultare pe care mi-a dat-o bunul Dumnezeu, care m-a ajutat să trec aceste perioade grele de închisoare. Fiindcă nu e ușor să suferi nici măcar o palmă, dar să suferi lovituri, și de altfel eu nu pot să mă laud că am suferit chinurile cele groaznice care le-au suferit alții ca mine, care au fost puși la vârtelniță, pe sulde, fier, legați de mâini și de picioare și învârtiți și băteau, alții s-au bătut la tălpi sau știu eu cum. Dar suferințele acestea sunt de nesuportat dacă n-ai avea întărirea credinței și certitudinea că Dumnezeu îți răsplătește fiecare suferință, că ele sunt lacrimile, se transformă în perle de bucurie duhovnicească. Și a vorbi despre acestea este destul de greu. Am citit mai de unăzi jurnalul unui nebun, când un tânăr istorisește cum a fost zidit de viu într-o celulă, unde aproape un an n-a văzut altă figură decât una singură, același gardian timp de un an de zile, care nu i se adresa decât cu unul, două cuvinte, și orice a suferit fiziologic, orice s-a întâmplat, nu a fost scos pentru nimic în lume din această celulă în care a fost zidit de viu. După un an de zile, când a fost afară, atunci a făcut pe nebunul, dar conștient că altfel trecea din nou prin chinurile de la Pitești, unde tineretul, floarea nației române, a suferit cele mai crâncene înjosiri și chinuri și bătăi, încât unii
au ajuns să fie nebuni, alții au abjurat, alții au devenit ei înșiși chinuitori al semenilor lor. Pe mine m-a apărat Dumnezeu de toate astea. Eu în timpul ăsta eram fugar. Și cumnatul meu, care a făcut și el 4-3 rânduri de închisoare și care cunoștea din toate acestea, câte ceva mi-a spus ca să-mi fie învățătură. De aceea, când am ajuns în închisoare, știam ce e instituția turnătoriei. Și am știut să mă apăr, fiindcă mi-a dat Dumnezeu să am un turnător care, după convorbirile cu mine, a ajuns să mărturisească că e turnător și să știu ce mi se pregătește, ce se petrece cu mine. În închisorile acestea prin care au trecut atâția și tineri și bătrâni și fiecare au trecut prin suferințe grele, încât erau întrebați dacă mai cred în Dumnezeu și se spune ca o legendă despre Nichifor Crainic că a spus că nu mai crede în Dumnezeu. Dar nu e adevărat. Crainic a fost un mărturisitor al credinței întotdeauna și a suferit toată suferința care o poate îndura un om în limitele umanului. Și el este acel care atât de frumos descrie și iată, potirul la buze te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce. Și el este omul acela care tot în versuri a spus: din când în când te aud, te simt, pe cruce, în cuie și sub piatră. Păcatul iar mă face surd, mă pierd în lumea idolatră. Astea sunt versuri de Crainic, care arată cum, zice în alt fel, zice, mă învârt pe câte știu, ca roata morii în loc, și macin în pustiu, dureri și nenoroc. Mi-a fost sortit să n-am pe acest pământ nimic, ca pasărea pe ram, cobor și mă ridic. Asta era suferințele. Coboram în suferința chinului și ne ridicam în slăvile albastre pe scara rugăciunii, fiindcă noi de la rugul aprins am învățat ce înseamnă rugăciunea inimii. Și prin toți cei de la rugul aprins s-a împărțit în toată închisoarea, încât mie îmi place să spun că toți cei care au intrat necredincioși sau puțin credincioși în închisoare s-au întărit în credință, încât în fiecare zi, când era un semnal care ne dădea ora de rugăciune, când toți în comun, nu numai în parte, fiindcă unde sunt doi sau trei, zice Mântuitorul, acolo sunt și eu cu ei, toți în comun, că atunci venea și Mântuitorul alături de noi, mi-a intrat Iisus azi noapte în celulă, zice Gradugir, atât de înalt și slab îmi părea Hrist. Și atunci, toți cu Iisus alături, îmi place mie să spun această imagine, că dacă ar fi fost posibilitatea unei radiografii mari a întregii închisori, s-ar fi făcut un rug aprins în care ardeau toate rugăciunile celor care erau atunci în închisoare. De aceea, închisoarea a fost o școală grea și a dus și roade. Eu am avut un coleg de celulă pe care, țăran, cioban fiind de la Ocna Sibiului, l-am învățat tot ceea ce puteam eu ști, și nu numai eu, și alții. Și am învățat și trigonometrie, și algebră, și toate. Și a ieșit calificat de oțelar, nu știu cum îi zicea, meserii lui, călitor, nu știu cum,
dar ajuns oțelar, a putut să practice altceva decât oieritul la care era părtaș înainte vreme și a ajuns să fie ales primar al orășelului Ocna Sibiului. Și mai mult decât atât, a înfrățit orașul Ocna Sibiu cu un orășel din Franța și când au venit cei din Franța să vadă orășelul cu care s-a înfrățit, le-a ținut discurs în limba franceză, liber, nu scris. I s-a mirat, vorbea cu ceea ce a învățat în închisoare, dar a fost un om atât de credincios, fiindcă îl proteja rugăciunea părinților lui din cer și rugăciunea de pe părinți a fetei cu care a vorbit și care l-a așteptat 16 ani. S-au căsătorit și ea nelipsită a fost cea care l-a aștepta în rugăciune la biserică în fiecare zi. S-a întors, s-au căsătorit și au avut 3 copii și toți 3 sunt în slujba bisericii.